Bună seara și bine v-am găsit. Uite, vezi, te-am primit cu muzică bună, cu un vinișor bun, da? Și cu instrumentiști deosebiți. Vreau să vă spun un lucru foarte important, este și pentru spectatorii și pentru colegii noștri care vor evolua aici la Brașov. Este o adevărată sărbătoare, ca să fac o paranteză, te simți foarte bine aici la noi, da? Foarte bine. Care era anunțul? Vreau să vă spun că împlinim aproape, nu știu, 2-3 ani de activitate cu Ora Veseliei. Sigur, înainte s-a chemat altfel, dar emisiunile pe care le fac eu la televiziunea favorită mi-au adus și o mare bucurie, pentru că am și colaboratori permanenți ai emisiunii și Alexandra Ulea face parte din această categorie, adică invitați permanenți ai televiziunii favorită. Alexandra Ulea, să o aplaudăm! Mulțumesc! A? Cum e să fii titular la emisiunea asta, da? Că am avut și musafiri de această dată. Foarte bine! Ai venit și cu părintele, da? Și cu da, doamna? Pe care îl salut și îi mulțumesc. Păi spune numele ca să... Părintele Durilă din Comuniști. Așa, este aici, dar eu acum mă adresez dânsului prin intermediul televiziunii. Vedeți, tehnologia asta ne ajută foarte mult în relațiile dintre oameni și îi mulțumim foarte mult, dar și părinții tăi. Da. Sunt prezenți mama cu mine și peste tata? Tot. Da. Cum o cheamă pe mama, ca să știe toată lumea? Nu cred că contează. Ei, contează, spune numele, dar ce e? Mariana Ulea. Doamna Mariana, aplauze, cei care sunt aici așa, și tata? Ion. Păi ei sunt sponsorii tăi principali, așa-i? Așa este. Bun, ce melodie ne cânti? Trece badea codrul de și vin o bade la părtiță. Te las aici cu acești minunați artiști. Stimați telespectatori, Alexandra Ulea, invitată permanentă a televiziunii favorit aici la Ora Veseliei. Așa mai bădiță noi, sunt răi.
Bine ați venit! Bine v-am găsit! Casă de piatră la tineri, da. Cum se spune? Și trai bun! Și trai bun! Ei, da. Vorbim de această dată de formația Casă de Piatră din... Râmnicu Sărat. Din Râmnicu Sărat. Păi eu am cântat la Râmnicu Sărat, eu am cântat la restaurant, la Nea Tudorel acolo. Și am cântat cu, cu Iorgu, cum e? Și aveam un frate chitarist foarte bun. Nu știu dacă vi-l aduceți aminte. Dar mă rog! Cu frații Vasilache am cântat, Vasilache, dragi, da, prieteni, la Râmnicu Sărat și tocmai de aceea mă bucur și vă spun bun venit la ora veseliei. Bine v-am găsit. Râmnicu Sărat, un oraș foarte frumos, un oraș curat, cu oameni deosebiți și mă bucur că sunteți și voi aici lângă mine și o să te rog să prezinți pe colegii tăi la claviatori. Cornel Nițu. Așa, la chitară. Marian Tatu. La. Și Fănel Gugoașe. Așa. Subsemnatul și Aurelian Nițu. Solistul vocal. Ce melodii ne veți avem cânta? O melodie de sărbătoare, de aniversare. E o melodie care ne e foarte dragă și o dedicăm pentru toți prietenii noștri din județul Buzău și Vrancea. Rămâneți împreună cu noi, da, la ora veseliei și Casă de Piatră. Sărbătoare ziua ta, prietenii s-au strâns cu tine să bea. Azi e sărbătoare ziua ta, prietenii s-au strâns cu tine să bea. Petreceți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petreceți viața cât mai poți, nu lăsa să treacă anișorii toți. Hai să ridicăm pahărul în plin, să bem toată seara să ne veselim. Hai să ridicăm pahărul în plin, să bem toată seara să ne veselim. Petrece-ți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petrece-ți viața cât mai poți, nu lăsa să treacă anișorii toți. Dacă pe la tâmple părul ți-a galbit, sufletul ți-e tânăr chiar cu un an în plus, noroc la mai mare cu paharul sus. Petrece-ți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petrece-ți viața cât mai poți, nu lăsa să treacă anișorii toți. Hai la
la gura mare s-o învârtim, ca șai pe pământ viața s-o trăim. Hai la gura mare s-o învârtim, ca șai pe pământ viața s-o trăim. Petrece-ți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petrece-ți viața cât mai poți, nu lăsa să treacă ca nișorii toți. Petrece-ți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petrece-ți viața cât mai poți, nu lăsa să treacă ca nișorii toți. O avem lângă noi de la Onești, din județul Bacău, pe Elena Panțiru. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Tare și la microfon, să te audă toată națiunea și mulțumesc toți. Mulțumesc de invitație și vă urez la toți telespectatorii și la toți spectatorii. Uite acolo, acolo. Și oneștenilor nu le transmis nimic? Și la toți oneștenii care să mă cunosc. Să moară dușmancele din Onești. Și pentru dușmanii mei și pentru toți cei care mă cunosc. Așa, aplauze, să moară dușmancele. Care e prima melodie? Supărare, supărare. Vezi, știam eu ceva, e supărare mare. Și a doua melodie? Cașalumea Moldova. Adică e răutăcioasă, cum? Nu. Zi repede, prima strofă. Prima strofă, cum e acolo? Moldoveanului îi place și să cânte și să joace. De distracție, stop, da. Cadru. Bun atunci, câteva cuvinte dacă ai de transmis dușmancilor tale ceva și trecem la cântat. Salut pe această cale tuturor celor care mă cunosc, multă sănătate, la frații mei, la nepoții mei, la băiatului meu. Băiatul în Brașov. Da. Cum îl cheamă? Sorin. Sorin. Foștii mei colegi, cei care n-au vrut să ajung aici să cânt, care mi-au pus pedici. Păi atunci și pentru cei care nu mă cunosc pe mine, aceste melodii. Hai să trecem la treabă. Da. Thank you.
Dragi prieteni, Floare de Colț, da? Așa se cheamă? Da, din acest proiect muzical, ca să vorbim în termeni mai moderne acum, da? Aveți și pagină de internet? Da, pdcbrașov.ro. Foarte frumos. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, de când activați în această formulă? Cam 10 ani. Bun. Să știți că uneori nici o căsnicie nu durează atâta. Dar mi-e o asemenea chestie. Dom'le, oameni serioși aici în... De unde? Din ce zonă? Brașov. Mă, încep să fiu invidios pe brașoveni, să știți. Ăștia chiar fac treaba aici, serioasă. Bun. Componențe, instrumente, ce vreți voi? Hai să povestim. Sebi, saxofon. La saxofon, da. Colegul Dan, chitară. Corect, foarte frumos. Eu, Florin, solist vocal. Wow. Nici nu mă pun rău cu tine, așa. Ardelenii ăștia, așa, sunt invidios pe ăștia, că sunt înalți și au și voce așa, ca la cizmele, Aurel. Cizmele. Cu cizmele, da. Păi de aia e fuga mare. Așa? Și ce cântăm?
Și bineînțeles, prietenii noștri din Brașov. Trăiască prietenii noștri de la Brașov. Colegi și prieteni, bineînțeles. Colegi și prieteni. Prietenile noastre. Să prezint o prietenă de-a mea, veniți mai aproape aici. Descăsătorită, nu? Întrebarea prostească ar fi cu cine? Cu bărbatul meu. Bun, atunci. Și ce melodie cântăm? Da. Ați văzut că v-am prezentat? Da. Bun. Vorba unui coleg de-a meu, 10% în plus. Așa. Da, deci vom cânta o învârtită, Mândulița mea mă lasă. Așa zice, da, sper să nu. Așa îi cânte cu doar. Cum te lasă? A, mândrulița mea mă lasă la un șpriț, mă lasă la fotbal, mă las... Da, da, da. Așa, bun, și mai departe, a doua. Și o Jeană. Cum se cheamă? Jeană. Jeană, a... Da, trecutau zilele mele. Ce mai e de spus pentru telespectatorii noștri și trecem la treabă, da? Îi mulțumim că ne privesc și că ne aplaudă și că ne plac. Pe noi și pe toți colegii noștri din Brașov și din toată țara și să apeleze cu încredere la noi toți că nu-i vom dezamăgi. Bun, gata. Deci după ce vom vedea evoluția, aplauze și spectatorii, sunt convins că o să fie treaba foarte bună, dar trebuie să și demonstrăm, da? Absolut. Facem o demonstrație acum? Absolut. Dragi prieteni, rămâneți aici la Brașov. Sau nu, stați în fotolile dumneavoastră, veniți la Brașov, că e un oraș foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Mulți moldoveni s-au mutat la Brașov, știi? Dar o să spun o altă dată povestea, cum au venit. Care-i moldovean de aici din toți? Nu? Toți sunt ardeleni. Atunci eu mă retrag că sunt singurul moldovean. Hai, spor la treabă! Gheață de mușcată, lai la 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 la. Mândrulița mea mă lasă, lai la 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 la. Mândrulițo, draga mea, la 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 la. Că mă doare inima, mă, lai la 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 la. Mândrulițo, draga mea, la 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 la. Că mă doare inima, mă, lai la 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 la. Vorbește într-o bine, la 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 la
doamne, ce vrei bate la 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 la. Bate norii de peste la 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 la. Nu tinerețile mele la 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 la. Bate norii de peste la 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 la. Nu tinerețile mele la 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 la. Vă spuneam că Tudorel e prietenul meu cel mai bun, de la Brăila. De la Brăila. Bine v-am regăsit. Opa. Și vreau să salut Brașovul cu această ocazie. Bravo! Gazdele noastre. Bravo, Tudorel. Ai venit cu lecția învățată. Vezi, să vede că vii de vreun an de zile pe la noi. Dragul meu, da, pentru brăileni. Hai că e... Am și pentru brăileni, păi, și da, pentru consăteni. Așa, că tu ești dintr-un sat de acolo. Cum se cheamă? Udrești, Comuna Galbenu. Așa. Dar domnul primar mai e pe unde? Da, domnul primar Enache, domnul consilier care îi dedică aceste două melodii. Așa. Tudor Dorin. Vreau să salut și New York-ul pe doamna Caratristi. Hai, las-o, băi! Băi, fii atent aici, chiar la New York, așa, dintr-o dată, nu? Da, pe... Da, da. Da. Am o... Ai tu... coleg acolo. Ai o... A, așa, o treabă bună acolo. Pe doamna Caratristi. Bravo, bravo. Italia, în Italia n-ai pe nimeni. Și în Italia, da. Și în Italia? La Milano. La Milano. Ei, zi așa, da, zi. Și în Spania nimic? În Irlanda ceva? În Anglia? Domnule, eu constat că românii ăștia au... sunt peste tot. Da, da, adevărații meseriași. Sunt aici lângă noi, nu? Bun, ce melodii ne cânti? Voi cânta Hora Brăilenului. Hai, mânduță, și-om juca, ca la noi la Brăila. La Brăila. Și a doua piesă, Am plecat copil din sat. Și ești bun de... Însurat. De bătaie. Sunt însurat. Ești însurat, bun de cafteală. Dragi prieteni, cântă pentru noi, prietenul meu cel mai bun, domnul Tudorel Stanciu. Să-l aplaudăm! Trifoi. Haideți, fetelor, da, hai și voi, flăcăi. Doi pași înainte și doi înapoi. Uite, așa se joacă ora pe la noi. Doi pași înainte și doi înapoi. Uite, așa se joacă ora pe la noi.
Ai mândruțul și-om juca iaca șa-șa-șa, și-om juca pânsun serac, opa șa-șa-șa. Ai mândruțul și-om juca iaca șa-șa-șa, ca la noi la Brăila, opa șa-șa-șa. Uite așa se joacă când e sărbătoare, frunzuliță verde, verde de cicoare. Uite așa se joacă când e sărbătoare. Ora legănată și cu pași mărunți, joacă făi Mariu, ce stai și te uiți. Ora legănată și cu pași mărunți, joacă făi Mariu, ce stai și te uiți. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, și-om juca pânsun serac, opa șa-șa-șa. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, ca la noi la Brăila, opa șa-șa-șa. Asta-i gura mare, gura românească, s-o jucăm cu toții, neamul să trăiască. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, și-om juca pânsun serac, opa șa-șa-șa. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, ca la noi la Brăila, iaca șa-șa-șa. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, am juca pânsun serac, opa șa-șa-șa. Hai mândruțo și-om juca iaca șa-șa-șa, ca la noi la Brăila, iaca șa-șa-șa. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, măi. Ei mai scriu câte o scrisoare, că dorul de ei e mare. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, măi. Ei mai dau un telefon, că de ei e tare dor, măi. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Lângă Droguși și Lău, acolo e satul meu, măi. Satul unde m-am născut și unde am copilărit, măi. Lângă Droguși și Lău, acolo e satul meu, măi. Satul unde m-am născut și unde am copilărit. În satul meu, în străin mi-e tare greu, măi. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Cum e dor de în satul meu, în străin mi-e tare greu, măi. Aș vrea să mă-ntorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Satul meu cu fântâni, stau părinții mei bătrâni, măi. Stau
poartă și așteaptă să mă vadă. În satul meu cu fântâni stau părinții mei bătrâni, măi. Stau până seara la poartă și așteaptă să mă vadă. Inima mi-e grea ca pietra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă întorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Inima mi-e grea ca pietra, mi-e dor de mama și tata. Aș vrea să mă întorc în sat, la cine îmi este drag, măi. Thank you.
ce veseli eram, daga, 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 da. Acolo mi-e drag și mie eram, daga, 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 da. Dă Doamne la om noroc, dar am daga, 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 da. Și la muncă și la joc, dar am daga, 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 da. Și la muncă și la joc, ram taga 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 da. Și la dragoste cu foc, ram taga 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 da. Ce-mi pare bine, ram taga 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 da. Că toți vă uitați la mine, ram taga 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 da. Numai una e supărat, ram taga 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 da. Nu se uită niciodată, ram taga 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 da. Las-o, las-o, las-o așa, ram taga 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 da. Că eu știu ce zace în ea, dar ram taga 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 da. Nici nu bea, nici nu mănânc, ram taga 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 da. Nici nu joacă, nici nu cânt, ram taga 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 da. Merge acasă mânioasă, ram taga 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 da. Când a fost nunta frumoasă, ram taga 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 da. Las-o, las-o, las-o așa, ram taga 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 da. Că eu știu ce zace în ea, dar ram taga 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 da. Las-o, las-o, las-o așa, ram taga 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 da. Cât are mi-e drag de ea, dar ram taga taga.